sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Regina fără regat, semnat de Holly Black, roman apărut în anul 2019 și la noi tradus la editura Storia Books. Regina fără regat este cel de-al treilea volum din trilogia Făpturile Văzduhului și încheie povestea lui Jude Duarte. Un om crescut în lumea zânelor, ea a învățat să se descurce, să obțină ceea ce vrea și să se folosească de cel mai de preț dar pe care îl poate avea un om pe tărâmul zânelor, și anume capacitatea de a minți. Dar totul are un preț. Corona regatului Elfheim, atâta timp cât este în mâinile cuiva care pierde controlul, devine o simplă bijuterie. Jude este exilată în lumea muritorilor de către cel mai mare rival al său și nu știe ce se întâmplă în Elfheim. Plănuiește să se întoarcă și să se răzbune și nu știe că lucruri îngrozitoare se întâmplă în regat. Comploturile sunt în floare, viața lui Cardan este pusă în pericol, iar o forță malefică din trecutul îndepărtat riscă să iasă la suprafață și să distrugă lumea pe care Jude o iubește atât de mult. Fiind prinsă între dorința de a se răzbuna pe rege și de a-l apăra pe Cardan, Jude este pusă în fața faptului că trebuie să lupte contra timpului, contra dușmanilor din trecut și contra inamicilor din prezent. Mi-a plăcut să mă reîntorc în lumea Făpturilor Văzduhului și să mă reîntâlnesc cu Jude, să o observ. Se vede evoluția personajului de-a lungul cărților și aceasta este una realistă. Jude rămâne a fi, din punctul meu de vedere, un personaj gri, însă în Regina fără regat învață din greșelile din trecut și se maturizează. În ceea ce îl privește pe Cardan, în Regina fără regat mi s-a părut un personaj mai estompat, un personaj ce și-a pierdut din aura misterioasă pe care a avut-o în Prințul Nemilos și Regele Malefic. În ceea ce privește relația dintre Jude și Cardan, în volumul Regina fără regat, evoluția acestei relații nu mi-a plăcut deloc. Dinamica dintre cele două personaje este schimbată în acest volum și acest lucru nu mi-a plăcut. Cel mai mult însă m-a dezamăgit evoluția personajului Murdoch. Dacă în primele două volume mi-a plăcut să-l urmăresc și mi s-a părut un personaj bine reprezentat, care toată ziua stă și complotează împotriva regatului pentru a obține ceea ce vrea, în Regina fără regat devine o umbră a propriei persoane. Mi-ar fi plăcut să îl observ mai mult și să-l văd mai inteligent decât a fost în Regina fără regat. Parcă și-a pierdut din acea strălucire pe care o avea în Prințul Nemilos și în Regele Malefic, și acest lucru m-a cam întristat. Regina fără regat este o carte interesantă, o lectură ușoară, dar per total mi s-a părut mai slabă față de celelalte două volume. Din punctul meu de vedere, au fost destul de multe detalii care ar fi putut fi cizelate în această carte, iar acțiunea a fost una pripită. În ceea ce privește personajele, în afară de Jude, celelalte devin niște umbre a ceea ce au fost în volumele anterioare. Dacă sunteți fanii trilogiei semnate de Holly Black, vă recomand cu mare drag să citiți Regina fără regat, dar în același timp vă recomand să nu aveți mari așteptări. Acțiunea este una ușor de urmărit, elementele magice sunt din abundență în această carte, însă nu mi-a plăcut deloc cum au evoluat anumite personaje. Cu toate acestea, trilogia Făpturile Văzduhului rămâne a fi o serie interesantă, cu personaje bine reprezentate în primele volume și cu o acțiune antrenantă. Dacă sunteți fanii genului fantasy și young adult, vă recomand cu mare drag această trilogie semnată de Holly Black. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă, pa, pa!